Valentine's Day, dacă nu e și Romantic FM, așa că îndrăgostiții au mers aseară într-un mall din capitală unde s-au bucurat de romantism pe muzică, nu zgomot. Au ascultat și au dansat pe cele mai frumoase cântece de dragoste. Bucureștenii au avut parte de o seară exclusivistă cu Romantic FM în grădina cu artiști. A fost stare de bine, muzică romantică, cântări live, show-uri de dans, cadouri neconvenționale, multe premii și surprize. Îmi place extraordinar de mult, este muzică, nu zgomot. Toți au cântat și au dansat, iar cei mai curajoși s-au întrecut în declarații de dragoste. Arde, arde! Dragostea arde! Pentru noi e muzică bună. Muzică bună. Chiar dacă suntem puțin mai în vârstă, ne place. Iar seara nu se putea termina fără o dedicație specială marca Romantic FM, un concert live cu cele mai frumoase cântece de dragoste cântate de concurenții de la X Factor. Am venit pentru că sunt fan X Factor și descoper acum că de fapt am găsit mult mai mult decât X Factor, mult mai multă distracție. Eu nu am o pereche de Valentine's Day, din păcate, dar mă bucur că am putut să fiu aici și mă bucur că am putut să cânt melodiile de la Romantic FM. A fost chiar super, nu ne așteptam să avem așa public bun și care s-a distrat alături de noi. Îndrăgostiții și-au testat și talentul artistic. Au făcut bijuterii handmade, vestimentații personalizate și cadouri originale pentru persoana iubită.